Domnule președinte Iliescu, mulțumim foarte mult că ați acceptat acest interviu. Începem campania noastră 1990, anul 0, era noastră, o campanie de istorie recentă. Și prima temă pe care vă propun este reinstalarea în România a pluralismului politic. A fost primul punct din comunicatul Frontului Salvării Naționale din 22 decembrie, această proclamație a Revoluției. Explicați-ne de ce este atât de important acest aspect. A fost primul punct tocmai. Absolut. Adică trecem de la un regim totalitar cu existența unui partid conducător, lipsa vieții politice, pluralismului politic, și de aceea în programul Revoluției Române, nu întâmplător, primul punct se referea la așa ceva, la reintroducerea pluralismului politic în viața politică a țării. Și ca urmare, primul decret lege pe care l-am semnat în noua calitate de președinte al acestui organism creat atunci CFSM a fost cel din 31 decembrie privind cadrul legal de constituirea de partide politice. Domnule președinte, definiți Frontul Salvării Naționale, acela care a luat naștere, spuneți dumneavoastră, deci în decembrie. Deci nu frontul, deci sunt două elemente. Atunci am spus Consiliul Frontului Salvării Naționale. Și am nominat 39 de membri ai Consiliului, cu care nu ne-am putut întâlni decât după execuția lui Ceaușescu, pentru că în 22 după amiază s-a declanșat înfruntarea aceea armată, care a durat până pe 25. Numai după execuția lui Ceaușescu a încetat această acțiune. Și de aceea am putut să ne întrunim abia pe 27 decembrie cu toți 39 membri ai Consiliului. După aceea l-am și lărgit, că am apelat la toate structurile județene, să se constituie structuri județene, și s-a mărit structura Consiliului și cu reprezentanții județelor. Asta a fost deja după... Sigur, s-au luat primele măsuri, în primul rând pentru îmbunătățirea cât de cât a vieții oamenilor, dar în același timp se știa foarte clar că această structură politică este cea care va organiza primele alegeri libere. Nu, pentru alegeri am făcut un pas mai departe. Vă rog. Crearea cadrului legal pentru apariția, constituirea de partide politice. După apariția acestui decret, în prima lună a anului 90, în ianuarie, s-au constituit 30 de partide. Și atunci am luat inițiativa convocării unei întruniri cu liderii acestor 30 de partide constituite atunci și am pus bazele unei noi structuri CPUN, Consiliul Provizoriu de Uniune Națională, în care am inclus reprezentanții tuturor acestor partide și care a funcționat ca un fel de preparlament. Chiar mai mult, până ce noi am stabilit să organizăm niște structuri executive, a trecut o săptămână, când ne-am reunit a doua oară, mai apărusele nouă partide, i-am adăugat la această structură. Deci CPUN-ul a fost structura reunind reprezentanții tuturor partidelor care s-au născut în prima parte a lunii ianuarie, a fost structura de stat care a asigurat pregătirea alegerilor din mai. Conflictul politic al lunii ianuarie a pornit de la faptul că FSN s-a transformat, sau Consiliul Frontului Salvării Naționale, s-a transformat în partid politic. Nu. Anunțul dumneavoastră, explicați-ne. Deci Consiliul Frontului Salvării era una. Bun. Și apoi s-a născut o formațiune pe baza legii privind constituirea de partide politice. Au apărut, cum v-am spus, 30 de partide cu care ne-am și întâlnit. Membrii ai CFSN-ului, domnule, dar CFSN-ul ce se întâmplă cu el? Asta nu e structură de partid. Asta e o structură de stat. Exact. Și atunci a apărut ideea constituirii unei structuri inițiată de cei care au constituit Consiliul Frontului Salvării și au luat parte la Revoluție și la reorganizarea societății românești. Și așa s-a născut ideea de Front al Salvării Naționale, nu Consiliul Frontului. De aici s-a născut o confuzie, că am avut și o discuție în acest Consiliu, dacă să păstrăm această denumire care va crea confuzie între CFSN și FSN. Și au fost critici motivate din acest punct de vedere. Chiar Patriciu, se pare, a semnat, nu e treaba voastră, dar se creează confuzie între una și alta.
Și era corectă această critică. Dar marea majoritate au... Sigur, și pe de altă parte așa au vrut să mențină denumirea aceasta. A apărut denumirea de CPUN, ca să nu existe confuzie. Dar, domnule președinte... CPUN era altceva. Deci era structura care reunea toate partidele. Dar spuneți... Și FSN-ul devenea unul din membrii CPUN-ului. Bun. Alături de toate celelalte. Dar, domnule președinte, ce vi s-a reproșat în acel moment de către liderii... partidelor istorice în principal, dar nu numai, era faptul că această structură de stat inițial, care purta numele de FSN, pentru că existau și în întreprinderi, în instituții, astfel de organisme, devenind partid, dezechilibrează profund cursa electorală. Păi de aceea am și făcut separarea cuvenită. De la CFSN, atunci, în cursul lunii, ținând seama și de aceste observații, s-a luat ideea constituirii unei structuri proprii de partid. Că atunci, la CPUN, când l-am constituit, au apărut partide și CFSN-ul rămăsese cumva nedefinit ca lumea. Și atunci a apărut crearea unui partid. Numai discuția a fost asupra denumirii. Eu eram partizanul unei alte denumiri, Partidul Revoluției. Era o propunere în cadrul dezbaterii din CFSN. Dar toată lumea a insistat ca să se mențină denumirea care s-a consacrat și cu care s-a mers în rândul oamenilor. În momentul în care dumneavoastră ați anunțat transformarea FSN în partid politic pe 23 ianuarie, Corneliu Coposu, într-un interviu, a spus foarte clar că ar trebui ca nu FSN să organizeze alegerile, să existe un guvern de tehnocrați, nu știu dacă s-a exprimat chiar așa, de un guvern independent care să facă acest lucru. De ce nu s-a întâmplat așa? Guvernul era una, dar structura de stat care s-a născut răspundea acestei cerințe. Deci CPUN-ul deja nu mai era CFSN. CPUN-ul reunea toate partidele existente în momentul în care s-a constituit CPUN-ul. FSN-ul era o parte din cele 30 de partide care constituiau CPUN-ul și CPUN-ul a devenit structura care a organizat alegerile din mai. Am avut ocazia să citesc, să recitesc în aceste zile decretul de constituire al CPUN. Acolo este foarte clar 253 de membri, dar 50% dintre acești membri veneau din FSN, deci partidul din nou. Din CFSN, nu din FSN. Din CFSN. Nu, erau colegii dumneavoastră de partid în același timp. Nu e adevărat, asta nu era partid. Deci CFSN, mulți membri ai CFSN-ului n-au intrat în FSN. De aceea am făcut această delimitare. Ce a fost CFSN a fost una, FSN-ul s-a constituit ca partid și a fost unul din partidele componente ale CPUN-ului, ca structură de stat. Oricum am analizat situația în Consiliul Frontului, în Consiliul Provizoriu de Uniune Națională, FSN era majoritar. Asta putem spune. Tu sigur, FSN avea o pondere mare, dar nu era 50%. Pentru că din cei 50% care veneau din CFSN, mulți n-au intrat în FSN. Pe de altă parte, aș vrea să ne întoarcem puțin la decretul din 31 decembrie privind partidele politice. Era vorba de 251 de membri pentru înregistrarea unui partid politic. Numărul minimal de membri, exact, cu care se înscrie un partid. Minim, exact, aceasta era condiția. Ceea ce a dus la înregistrarea, cum ați menționat, a numeroase partide. Nu credeți că în acest... Mai ales că a continuat. Noi aveam 30 de partide la 1 februarie. Dar din februarie până la alegeri au apărut 90 de partide. Tocmai, deci pentru primele alegeri libere... Deci, dar CPUN-ul i-a integrat pe cei care existau la 1 februarie și, mă rog, cu câteva partide care au apărut până în 8 sau 9 februarie. Dar au apărut și alte partide care n-au putut să intre în structura CPUN-ului, care conducea treburile țării până la alegeri și a organizat alegerile din mai. Această decizie care a permis înregistrarea unui număr foarte mare de partide nu a favorizat FSN? Nu. Prin faptul că erau foarte multe și foarte mici?
Adică cu ce să favorizeze FSN-ul? Pulverizarea opoziției. FSN-ul avea o structură a lui. Tocmai, era singurul partid care avea această structură. Deci toate celelalte partide care s-au născut, era o lege a partidelor, cu minimul necesar de membri, cine putea să împiedice, ar fi însemnat o intervenție brutală, administrativă, astfel de stat împotriva constituirii de partide. Ori era împotriva spiritului pe care l-am proclamat la Revoluție. Deci faptul că au apărut apoi o sumenie de partide, dar n-a fost numai la noi, m-am interesat după aceea. În Japonia au fost 300 de partide după război. În Spania, după dărâmarea regimului franchist, au apărut 250 de partide. Deci noi cu circa 100 de partide eram mai modeste. Ceea ce v-au reproșat liderii partidelor istorice în frunte Corneliu Coposu, cum menționam mai devreme, era acest fapt că FSN și ia parte aleului din această perioadă în care a fost la putere prin CFSN, iar partidele care se reînregistrează sunt defavorizate. Aceasta a fost esența manifestației din 28 ianuarie 90. Partea aleului nu decurgea din acest element doar din subiectiv. Din ce decurgea? Partea aleului revenea FSN-ului pentru că el a fost creația Revoluției Române din decembrie. A fost structura care a apărut ca urmare a acestei ridicări de masă populare care a propulsat această structură. Deci venea FSN-ul de asta de ca partid, cu această autoritate a partidului născut din Revoluție. Asta i-a dat această predominanță, nu altceva. Bun, dar de ce dumneavoastră și colegii dumneavoastră ulterior în FSN erați mai legitim venind din zona Revoluției decât alte personalități anticomuniste, dar care nu au putut deveni un grup coerent din cauza sistemului comunist. Și care n-au participat la Revoluție. Puteți să spuneți deci, că Ion Caramitru, de pildă, n-a participat la Revoluție? Păi da, și a fost membru în conducerea CFSN-ului. Bun, Caramitru. A fost vicepreședinte. Sau alți atâția membri ai PNCCD n-au participat la Revoluție doar pentru că nu au fost în sediul Comitetului Central? Deci percepția publică a reținut acele figuri care în Revoluție s-au afirmat. Întâi la Timișoara și s-a structurat această ordinare provizoare a Timișoarei, apoi la București. Partidele chiar erau privite cu reticență de restul oamenilor. Mai ales partidele istorice aminteau epoci depășite istoricește. Și de aceea și propaganda comunistă intensă. Țin înseamnă de toate aceste lucruri. Dar formațiunea care apărea ca decurgând direct din acest moment de istorie, ridicarea în masă a populației pentru răsturnarea dictaturii și structurarea unei noi puteri de esență nouă, democratică și populară, era FSN-ul. Cum apreciați manifestația din 28 ianuarie, discuțiile de atunci cu liderii partidelor istorice? Ei au venit la Palatul Victoria, ați avut acea masă rotundă televizată? Sigur, au apărut niște nemulțumiri și sentimentul din partea, mai ales principalilor partide, cele trei, că FSN-ul și-a instaurat un fel de monopol în structurile acestea noi de stat. Și a fost manifestația respectivă pe care noi am tratat-o cu înțelegere și am și transmis mesaj celor din conducere. De fapt, eu mă întâlnisem, eu și Petre Roman, cu domnii Coposu, Câmpeanu și Cunescu. Și am convenit să găsim o formulă de integrare. Această manifestare de protest a fost făcută fără să ne comunice măcar intenția de a organiza. Le-am și reproșat de altfel când ne-am întâlnit apoi, în 28, în întâlnirea aceea, că de ce era nevoie de acest lucru. Că noi am arătat deschidere, am arătat înțelegere, am vrut să integrăm toate aceste structuri pe care apăreau în structurile noi de stat. N-am înțeles rațiunea aceea, pentru că risca să se transforme într-un conflict. A fost bine că a fost înțelepciunea de ambele părți. O secundă, dar s-a și transformat într-un conflict dacă ne gândim la ziua de 29, nu cu acele imagini cu Corneliu Coposu scos asta din ulterior, sediu. Dar deci atunci, într-o tanchetă. FSN-ul când a văzut că vin țărăniștii și ceilalți cu demonstrații, că țărăniștii erau principalii animatori, la sectorul 1 al FSN-ului s-a adunat imediat lume
Și au venit și ei în Piața Victoriei. Și a fost ieșirea mea publică cu apel către unii și alții ca să rezolvăm lucrurile de manieră civilizată. Și am invitat pe liderii acelei demonstrații și am avut atunci o discuție degajată. Eu, Petre Roman, cu domnul Coposu, se pare că domnul Câmpeanu n-a fost atunci la demonstrație, a fost domnul Cunescu. V-ați arătat foarte presat la un moment dat în acea discuție televizată, domnule președinte, de cererile lui Corneliu Coposu, Dinu Patriciu, Călin Popescu-Tăriceanu, aceasta de a avea o conducere independentă a țării până la alegeri. Celebra expresia dumneavoastră, nu veniți aici să ne puneți sula în coaste, a făcut istoria această expresie. Era nerealist. De ce erați presat? Era nerealistă această propunere a lor. Adică țara percepuse FSN-ul ca născut din Revoluția Română. Și nimeni n-ar fi înțeles retragerea lui Iliescu din această... Că era adeziunea directă, personală, adresată către Iliescu. Dar ați fi candidat cu acest nou partid, Partidul Revoluției, nu? Dacă v-ați fi retras de la conducere. De la ce FSN și ce pe unii? Exact. Păi asta însemna o dezechilibrare a structurilor existente de conducere a țării. Cui ar fi sluit așa ceva? Și cine să exercite această responsabilitate de conducere a trebuilor țării în condițiile de atunci? Toată lumea înțelegea că eu am fost un factor de echilibru. Prezența mea a asigurat echilibru în țară. Ieșirea mea din joc ar fi fost un element care ar fi provocat dezechilibre, tensiuni și explozia relațiilor sociale. Adică vă referiți la zone ale instituțiilor, ale armatei, ale securității? E vorba de percepția publică. Cum adică? Îl dați jos pe Iliescu? Păi asta era un factor explozie. Asta a fost reacția spontană a oamenilor care m-au perceput ca atare, ca simbolul acestei schimbări care s-a produs în țară. Dar în același timp, eu n-am folosit aceasta ca un element de presiune, ci am fost factor chiar de echilibru și am încurajat dialogul cu toate forțele politice. Deci crearea acelei structuri, CPUN-ul arăta deschiderea noastră către dialog și către atragerea în viața politică, țării, tuturor forțelor care apăreau în condițiile noi. Vorbeați de aceste forțe explozive sau acest potențial exploziv din societate. Aminteam ceva mai devreme acele imagini în care Corneliu Coposu este ajutat să părăsească sediul partidului de Petre Roman în fața unei mulțimi furioase. Cum de s-a ajuns la o astfel de situație critică? Era o fenomene greu de stăpânit în cuțe de atunci. Adică Revoluția Română a fost o acțiune a maselor populare. Revendicau interesele lor exprimate de cei care au fost propulsați atunci. Și orice interferență de forțe care contestau această putere născută în Revoluție erau privite cu ostilitate. De aceea această pornire împotriva acestor partide care aveau cu pretenția să revină ele în fruntea țării. Asta era percepția oamenilor. Ori noi am căutat să creăm un climat în care lucrurile se așeze într-un cadru cât mai normal. Bun, dar era vorba, dacă îmi permiteți, despre Corneliu Coposu, nu era vorba de vreun torționar, cineva care făcuse rău națiunii române vreodată? Adică era, cred, o situație de confuzie întreținută. De atunci, Corneliu Coposu era privit ca un om care vine să perturbe echilibrul structurilor create de Revoluția Română. Un alt moment foarte tensionat și relevant din un anumit punct de vedere este 18 februarie, momentul în care Palatul Victoria a fost atacat, s-a pătruns în clădirea sediului guvernului, lucru foarte grav. Era într-o duminică. Vă rog. Era zi de odihnă. Și grupuri rebele de oameni irresponsabili au atacat clădirea guvernului, au devastat clădirea guvernului. Singurul care se afla în clădirea guvernului era Voicanu Voiculescu. Au intrat pe el în birou și l-au amenințat că l-aruncă pe fereastră afară.
Adică a fost o răbufnire de primitivism și de agresivitate de neînțeles. Dar au fost elemente rebele care s-au folosit de prilejul respectiv și căutau să creeze asemenea chestiuni. Un lucru foarte grav, dar poate că și mai grav, este faptul că aceste violențe, aceste ciocniri nu s-au terminat datorită forțelor de ordine, ci au venit minerii în București. Da. Minerii la rândul lor aveau... Adică da. Un organism civil, da? Deci civil și nu o forță de ordine, cum ar fi fost firesc. Dar dezordine în capitală cine le provocă? Nu tot organism civil? Civil contra civil înseamnă război civil în extrem. Ce a fost piața universității? N-a fost o structură civilă, dar foarte agresivă, împotriva puterii existente. Ori minerii ca o structură organizată sindicală și oamenii care lucrează sub pământ și care au percepția lor asupra echității sociale. Să simțeau, cum să spun, în pericol de apariția unor asemenea structuri care pun în pericol noua ordine și noua structură politică care s-a născut după Revoluție. Și au mers în sfidă de solidaritate pentru apărarea acestei puteri împotriva agresiunii acestor forțe retrograde din societate. Forțele retrograde le numiți. Dar nu era Percepția minerilor. Da. Au simțit că e un pericol pentru noua putere pe care toți au salutat-o, care s-a născut din Revoluție. Și au venit în spirit de solidaritate. Dar nu putem vorbi aici de un eșec al autorității statului dacă o problemă legată de, iată, atacarea sediului guvernului este rezolvată de civili și nu de forță de ordine? Nu se vorbește de autoritatea statului atunci. Întreb. Statul ăsta abia se structura, abia se constituia. Cât a durat până ce am reușit să impunem prin CPON-ul ca o formulă de esență parlamentară care să ofere prilejul unor dezbateri deschise și nu confruntări de stradă. Deci asta a fost efortul nostru, ca să dăm așa ceva ca soluție. Un cadru politic, normal, firesc, deschis, democratic, în care toate forțele voiau să-ți găsească locul. Dar atunci, la început, era această percepție că sunt niște forțe rebele care atacă structurile născute din Revoluția Română. Totuși, din fericire, manifestațiile de atunci, chiar și cele împotriva dumneavoastră și a FSN, nu erau violente în majoritatea lor. Iar ceea ce vi se reproșa atunci dumneavoastră și colegilor dumneavoastră este că încercați să încetiniți posibilele reforme în România, că ritmul acestor reforme nu va fi cel potrivit. Și că vă veți limita, ca să fiu mai exactă, că vă veți limita la perestroică. Atunci nu era vorba de reforme. Atunci era vorba de confruntări politice pentru putere, pentru structurarea noii puteri înaintea alegerilor din mai. Abia după alegerile din mai s-a născut o structură statală legitimă, legală, rezultat din alegerile generale și au început asemenea eforturi pentru orientarea întregii țări spre această restructurare fundamentală a societății românești. Dar în pregătirea... Atunci guvernul Roman a venit cu un proiect propriu de reforme și așa mai departe, supus parlament, deci s-a creat cadru și legal și structural pentru ca aceste chestiuni să capete viață. Dar până în alegere a fost această confruntare... Dar întrebarea era cine urmează să facă aceste reforme după alegeri? Vor face cine? Aceste reforme, dacă îmi permiteți, da. Cei care s-au aflat într-un fel sau altul la putere înainte de 89, chiar și cei mai deschiși și mai liberali dintre ei, precum dumneavoastră, adică România se va limita la perestroica sau reforma este o confuzie va aberant. Merge înainte spre Occident și capitalism. O confuzie aberantă cu perestroica pe care o tot vehiculați. N-avea nicio legătură Revoluția Română cu perestroica lui Gorbaciov, decât ca factor favorizant pentru toate țările din această zonă pentru a lua curs spre dezvoltare democratică. Atât. În rest, trebuie totul judecat în funcție de condițiile concrete din România. N-avea nicio legătură perestroica și Gorbaciov cu ce se petrecea în România atunci. Nu avea nicio legătură. Nicio legătură. Decât factorul favorizant. Cum spuneam, politic, care a permis tuturor acestor țări să ia curs spre dezvoltare de sine stătătoare și democratică. Domnule președinte, credeți că dacă
s-ar fi aplicat punctul 8 de la Timișoara, anume adică? Ca liderii Partidului Comunist, membrii marcanți ai Partidului Comunist, să nu participe la alegeri, la primele alegeri libere. României ar fi fost mai bine? Care au fost liderii marcanți ai Partidului Comunist care au participat la alegeri? Care? Vă întreb. Care sunt de aia? Cred că și dumneavoastră erați vizat de acest punct. Păi era firească această, acest atac la adresa lui Iliescu? Când eram cunoscut ca cel mai activ oponent al lui Ceaușescu, care am fost înlătura de Ceaușescu din structurile de conducere în 1971, trimis spre reeducare în țară, la Timișoara, apoi la Iași, scos din structuri politice, trimis în meserie, la APE, scos și de acolo în 1984 și am ajuns la editura tehnică. Eram direct un editor cu 30 de redactori cu totul în Casa Scânteie. Ăsta era statutul meu în 99. Deci sunt aberante asemenea referiri și aceste sloganuri care erau vehiculate, într-adevăr. Care Iliescu, este exponentul care perestroică? Ce perestroică? Cum apreciați dumneavoastră în acel moment manifestația care a început pe 22 aprilie în piața Universității și s-a terminat după alegeri? Ce îi nemulțumea pe acei oameni vis-a-vis de conducerea în fruntea căreia vă aflați dumneavoastră, domnule președinte? Deci era o exprimare într-un cadru democratic al unei opoziții față de puterea existentă. Am privit-o ca atare, am tratat-o în locul corespunzător, n-au fost deranjați cu nimic. Deci era nici fel... măcar cu un card de reportaj de la televiziunea română. Păi ce interes aveam noi să... Au și fost cei de la televiziune, dar asta e problema. Deci aveau dreptul să se manifeste liber, să conteste. Dar țara nu afla despre ei. Dar starea de sfid în țară nu corespundea deloc acestei manifestări. Și s-a văzut la alegeri. Adică alegerile au fost răspunsul la toate aceste chestiuni pe care le ridicați, inclusiv celor din piața Universității. Cu o prezență de 86% din alegători la vot, eu am fost ales cu 85% de vot. Iar FSD-ul a crescut cu 65%. Asta a fost realitatea vremii de atunci și stării de spirit din țară, care nu poate fi ignorată de nimeni. Credeți că nu ați fi câștigat alegerile dacă televiziunea publică singura a momentului, trebuie spus, ar fi reflectat cu obiectivitate piața Universității? Ar fi reflectat, nu știu ce înseamnă obiectivitate, neobiectivitate. Noi nu dirijam televiziunea națională. Una dintre acuzațiile aduse FSN era exact aceasta, că televiziunea nu este una obiectivă, relatează cu tendențiozitate ce se întâmpla în piața Universității. Asta e percepția oamenilor respectivi și în contextul dat de atunci. Aveam o singură televiziune. Am și încurajat apariția SOTI, o încercare de creare de alternativă, o televiziune privată, alternativă la televiziunea națională. Am încurajat așa ceva. A apărut ceva mai Puterea nu s-a opus. Dar trebuie să înțelegeți starea de spirit a oamenilor, inclusiv oamenilor din domeniul presei și al presei vorbite sau... Tonul era foarte tranșant și clivajul era foarte evident. Cum se face totuși, domnule președinte, că piața Universității s-a terminat atât de prost? Adică cu conflicte. Pentru că a început conflicte prost. Și da. Venirea din nou a minerilor în București. Minerii nu puteau fi dirijați de nimeni și nici stopați de nimeni. Și sigur, a fost un factor care nu ne-a favorizat din acest punct de vedere. Că a apărut această imagine că noi am manipulat minerii ca să înăbușe exprimarea liberă a părilor. E o imagine falsă. Dar trebuie să înțelegi și ei ca corp profesional că vreau să se afirme și lumea să ia în seamă. Pentru că ei erau preocupați de pericolul pentru industria minieră, pierderea locurilor de muncă. De aceea au fost atât de activi și vehemenți, pentru că erau interesați în soarta lor și soarta acestei profesiuni de minieri. Și trebuia înțelegere și față de acești oameni. Virgil Măgureanu, cel care a fost primul director al Serviciului de Român de Informație, spune că a încercat, sau serviciul a încercat să îi oprească pe mineri în iunie 90 să vină la București, dar acest lucru nu s-a reușit pentru că primeau ordine
contrare. De unde primeau această ordine? Nu-i vorba de ordine. Care ordine? Cine putea să-i oprească? S-a încercat de la CFR să oprească mișcarea trenurilor. Asta a provocat o revoltă și era periculos chiar. La Craiova a fost o încercare a direcției regionale să oprească venirea trenului spre București. Și era așa, iarăși, cu confruntări foarte periculoase. Deci trebuie înțeleasă conjunctura vremii și nu și judecate lucrurile în conjunctura de atunci și nu în condiția de astăzi, de abordare normală a lucrurilor. De-a lungul timpului s-a pus deseori această întrebare, cine a chemat minerii la București? Vă adresez. Nu-i putea chema nimeni. Și ei nu puteau fi chemați de nimeni. Și nici dirijați de cineva. Ei aveau logica lor în această acțiune. Retrospectiv. Adică aveau pretenții față de putere, față de guvernare, să ia în seamă și să le dea răspuns la preocuparea lor majoră. Ce se întâmplă cu industria minieră? Care va fi soarta lor ca minieră? Asta era problema. Considerați că acestea sunt argumentele pentru care au venit în București și în septembrie 91? Da. Exact acest. Atunci nemulțumiți de faptul că Peter Roman nu a respectat niște înțelegeri pe care le-au discutat ei cu guvernul. Era utilă această înlocuire a domnului Petre Roman cu Teodor Stolojan? Făcând abstracție de mineria, dar din septembrie 90. A fost necesară și Petre Roman a fost realist când s-a arătat. A văzut că nu mai are susținerea necesară și această ostilitate din partea minerilor îl viza direct. Venea lui Stolojan, un om cu un temperament mai echilibrat, mai liniștit, ajutat limpezirii climatului din țară. Domnule președinte, o altă dimensiune, să spunem așa, a conflictului în 1990 a fost cea etnică. Au existat probleme din acest punct de vedere. Cele mai cunoscute sunt cele de la Târgu Mureș din martie 18-19, ciocniri violente. Care erau cauzele acestor conflicte? Românii priveau cu îngrijorare această manifestare zgomotoasă și uneori chiar violentă a maghiarilor din Secuime, dar nu numai, dar în Secuime, și mai de la Târgu Mureș. Și așa s-a născut conflictul de la Târgu Mureș, între români și maghiari. N-a fost ușor pentru noi ca să stingem acest conflict. Risca să fie o confruntare sângeroasă. Atunci a fost trimis Voican Voiculescu ca viceprim-ministru, domnul Mânzatu din partea CPUN-ului, ca să așezăm lucrurile și a fost un lucru pozitiv, mai ales tineretul a fost mai receptiv. Și de o parte și de alta, și români și maghiari. Virgil Măgureanu vă reproșează, dumneavoastră celor de la conducerea țării din acel moment, oarecare neatenție în privința acestor conflicte care mocneau în ianuarie, februarie, martie, în zonele respective. Reflecțiile lui Măgureanu, el era în structura... Era consilier dumneavoastră pe probleme speciale, și da, și de siguranță. Să creeze serviciul român de informații. Adică era parte la toate deciziile pe care le luam și la tot ce gândeam și construiam. Așa că reflexiile critice sunt cam neavenite. Adică deja fusese însărcinat cu alătuirea acestui. Nu erau oameni care să nu aibă cuvânt în legătură cu tot ce se petrecea în țară și cu măsurile pe care le preconizam ca să rezolvăm problemele. Pe de altă parte, credeți că a fost un lucru bun faptul că revista România Mare era finanțată din fonduri publice? Nu numai România Mare. Presa în general se bucura de anumită susținere publică. Nu era de România Mare ca atare. Dar o publicație cu un mesaj atât de virulent, xenofob, antisemit... A fost un factor negativ în viața politică asta, așa e. Adică a fost o greșeală acest fapt? A cui greșeală? A guvernului. Guvernul, nu guvernul finanța. Nu guvernul i-a inventat. Și nu putea să introducă elemente de discriminare cât există susținere. Că, pe urmă, această susținere financiară s-a tot subțiat. Vi s-a reproșat ulterior faptul că FSN a fost aliat la guvernare cu Partidul România Mare. Poate o asociere nu tocmai
onorantă. Nu, nu, mai au fost și alte... Sigur, da. Adică o alianță... Erau patru partide. În sprijinirea guvernării Văcăroiu. Exact. Asta era conjunctura vremii, când de cealaltă parte era ostilitate deschisă. Apela la ce se putea, ca guvernarea să reziste, să suporte. România a fost privită cu un val imens de simpatie în timpul Revoluției, imediat după, peste tot în Europa și în lume. Care au fost primele gesturi pe care puterea de la București le-a făcut, pe de o parte spre vest, pe de altă parte spre Moscova? Atunci pasul cel mai important a fost relația cu Franța și poziția foarte deschisă a lui Mitterrand, președintelui Mitterrand, față de România. Și a fost, pe de o parte, o vizită mea la Paris. După aceea, de fapt, au fost mai multe vizite, că a fost o reuniune la sfârșitul anului 90 chiar, la Paris, în legătură cu structura europeană, cu deschiderea barierilor între Est și Vest. Inclusiv Gorbaciov a fost prezent la reuniunea de la Paris din septembrie, parcă septembrie sau octombrie, nu amintesc, 1990. Și a urmat apoi o a doua reuniune a francofoniei și noi, ca țară francofonă, am luat parte. Și apoi Mitterrand a răspuns unei vizite de noi și a fost vizita oficială din Mitterrand, care a fost un moment deosebit. Pe de altă parte, ministrul de externe sovietic, Eduard Șevardnadze, s-a aflat la București în ianuarie. Care au fost principalele puncte de discuție? Trei vizite importante. Șevardnadze de la Moscova, Dumas din partea Franței și secretarul de stat James Baker. James Baker. Toți trei au vizitat Bucureștiul în ianuarie 1990. A fost un semnal pozitiv din partea celor trei puteri față de Revoluție, față de schimbări din România. Aș vrea să atacăm acum un subiect delicat. Delicat nu pentru că lucrurile nu ar fi limpezi, ci pentru că ați fost foarte atacat, domnule președinte Iliescu, pe această temă. Felul în care dumneavoastră, ca șef al noului stat România, vă raportați la Mihail Gorbaciov, deci din perspectivă oficială și poate din perspectivă personală. Care erau relațiile dumneavoastră cu Mihail Gorbaciov în acea perioadă? Asta era o chestie de propagandă a opoziției de atunci. Eu nu m-am gândit cu Gorbaciov înainte. Nici n-ați fi avut cum să vă vedeți înainte. Ba, da, am făcut studii la Moscova, dar eu la un institut de profil. Mă referam la sfârșitul anilor 80. La Institutul Energetic din Moscova, făceam inginerie hidro. El era la universitate. El cu un an mai tânăr decât mine, de fapt, dar n-am știut de el, n-a știut ca studenți cum să știm unul de altul. N-am avut niciun fel de relație deci anterioară. Iar când a venit el la putere, eu eram la editura tehnică. Când el a fost în vizită în România, chiar nu știu de ce, conducerea de atunci, eram directorul editurii tehnice. Am primit dispoziție să părăsesc Bucureștiul pentru 3 zile. Și am fost trimis la Timișoara cu niște misiuni ca să nu fiu prezent în București de Gorbaciov. Ce era în capul acestor oameni? Adică ce Gorbaciov ar fi? Nici nu știa de mine, de existența mea. Ei știau foarte mult de existența dumneavoastră, domnule președinte. Știau foarte mult din moment ce se auzea la Europa Liberă de dumneavoastră. Europa Liberă mai degrabă. Mă îndoiesc că domnul Mihail Gorbaciov nu știa Moscova, de existența Radio Moscova nu mai menționa niciodată. Înțelegem ironia. Totuși, simțeați nevoia să informați Moscova în acele momente, mă refer la decembrie, la ianuarie, despre schimbările care au loc în România? Asta era misiunea tuturor ambasadorilor în toate țările, indiferent unde, în legătură cu ce se petrece în România. Și preocuparea ca să avem relații normale, firești, cel mai apropiat de noi a fost, așa cum am spus, Franța. Întreb pentru că în 2010, dacă nu mă înșel, a apărut o stenogramă a discuției dumneavoastră împreună cu alți membri ai CFSN, Petre Roman, unul dintre ei, cu ambasadorul sovietic Tiajelnikov, în care vorbeați despre schimbările care tocmai avuseseră loc, nu? 27 decembrie. Cu toți ambasadorii. Da. Și al Statelor Unite, și al Franței, și URSS-ul, și alții.
Deci această stenogramă nu este un fapt deosebit față de toate întâlnirile informative pe care le-am promovat atunci cu toate țările interesate. Unul dintre pasajele de acolo se referă la soarta Partidului Comunist în continuare. Nu eram răspunzător dacă, de soarta. Dacă îmi permiteți, da, o să citez exact, pentru că n-aș vrea să atribui acelei discuții lucruri care nu ar exista. Deci, întrebarea ambasadorului: tovarășul Mihail Gorbaciov m-a rugat să mă interesez dacă ideea de Partid Comunist va rămâne. Dumneavoastră răspundeți: nu știu cum vom rezolva această problemă. Deocamdată, dacă am pronunțat numai acest cuvânt, continuă domnul Roman, te scuipă. Și continuați dumneavoastră: eu personal sunt gata să merg în continuare fără partid cu Frontul, care de fapt să devină forță politică esențială a națiunii. Dumneavoastră doreați o relaxare a sistemului, dar nu un adevărat sistem pluripartid. E cum nu? Când au apărut partide politice, aia nu era o structură pluralistă? Adică noi am realizat, nu că era în gândul cuiva, în mintea cuiva. Noi am acționat în acest spirit. Am avut întâlnirea și am creat cadrul de conlucrare a acestor partide. Până la alegeri au apărut 90 de partide. Toate cu drept să participe la alegeri. Deci pluralismul politic a căpătat expresie clară. Iar ideea de partid comunist nu mai exista atunci în capul nimănui. Pentru că el era legat, asociat cu regimul care a fost prăbușit în decembrie 89. Bun, dar dacă îmi permiteți, am să citez din nou din această discuție cu ambasadorul sovietic, pentru că pune într-o anumită lumină aceste schimbări spre pluralism. Spuneați dumneavoastră: am proclamat ideea pluralismului politic, n-am spus mai mult decât pluralism, n-am confundat pluralismul cu pluripartidismul. Nu excludem posibilitatea apariției și de partide și de tot felul de organizații, ba chiar din punctul nostru de vedere, cu cât vor fi mai multe, cu atât mai bine. Va fi mai puțin periculos pentru unitate decât dacă s-ar crea o singură forță. Îi lăsăm să se difuzeze, apoi o să acceptăm un dialog în cadrul Frontului. Acest îi lăsăm să se difuzeze îmi ridică mie un anumit semn de întrebare. Vorbeam și mai devreme de acel prag foarte mic. Asta e, mă rog, partide foarte slabe contra Frontului. Asta este o chestie de formulare. Ideea de fond a legii respective era cadrul liber, democratic, de structurare, constituire de partide politice și de competiție liberă între partide politice. Asta a fost ceea ce a guvernat actele noastre. Așa s-a născut CPUN-ul, care se adune partide de orientări foarte diferite. Și apariția, de facto, a 90 de partide până la alegeri. Și apoi alegerile, bazate pe pluralism politic, care a creionat structura viitoare a evoluției politice. Deci, domnule președinte, ca să concluzionăm, astfel de documente, spuneți dumneavoastră, nu arată niciun fel că dumneavoastră erați legat de perestroica lui Gorbaciov. Asta nu este nici vorbă. Ce avea perestroica cu ce se întâmpla în România? Rolul conducător al Frontului Salvării Naționale. Asta îmi spuneți. Forța esențială a societății. Era forța esențială care și-a asumat răspunderea guvernării. Asta adică e tot aproape altceva. Un partid unic. Nu, deloc. Deloc. Adică un partid foarte mare și altele mai mărunte. De ce bagatelizați această chestiune? Luați realitatea istorică, luați faptele, luați legislația creată atunci și mersul societății noastre, care a fost un mers definitoriu și fără niciun fel de oscilație spre pluralism politic real și spre confruntare democratică reală între forțele politice care se nășteau în perioada respectivă. N-avea nimic asta comun cu perestroica lui Gorbaciov. Perestroica lui Gorbaciov căuta să mențină poziția de comandă a unui partid. În asta și fost disputa lui chiar cu Yeltsin, care a pus în discuție acest lucru. Deci era cu totul altceva. Pe de altă concepția parte lui Gorbaciov era legată de existența unui partid comunist ca forță conducătoare. Noi în România am desființat acest cadru și acest context și am creat un cadru democratic de dezvoltare a vieții politice. Deci,
sunt realități cu totul diferite. Pe de altă parte, poziția oficială a României pe parcursul anului 1990 în privința pactului de la Varșovia, care încă exista, a fost similar sau în orice caz în sprijinul poziției Moscovei de păstrare a pactului de la Varșovia. Deci au fost două momente. În 1990, în iunie, la Moscova, în care am discutat despre o întâlnire viitoare ca să lămurim soarta tratatului de la Varșovia. Și apoi a urmat întâlnirea de la Praga de desființare a pactului. Moscova prefera ca imediat ce pactul se desființează să fie semnate tratate bilaterale cu URSS. Singura țară care a semnat un astfel de tratat este România, la 5 aprilie 91. Și care de ce? Dar care e problema? De ce era nevoie? Nu-i firesc între state să existe un temei juridic. Este adevărat, dar toate celelalte state... Asta reflecta tratatul respectiv, reflecta realitatea nouă. Dispariția unor structuri suprastatale și raporturi firești de egalitate între două state. Spre deosebire de conducerile noi ale celorlalte state din Est, care semnau mai degrabă tratate bilaterale, primul rând cu țări occidentale, România s-a orientat sau a respectat în primul rând această dorință. Noi n-am semnat cu Franța. Prima a fost cu Franța. De ce ocoliți această temă? Nu ocolim. Apoi, relații noi cu Statele Unite, pe care am statornicit. Și relații inclusiv cu ambasadorul de atunci. Există acest episod extraordinar de tensionat și nu numai pentru România, ci pentru întreaga zonă, de ce nu poate pentru întreaga lume, momentul puciului de la Moscova, din august 1991. Când ați aflat, cum ați aflat, ce ați făcut? Gorbaciov fusese omul deschiderii. Și această măsură mi s-a părut periculoasă din acest punct de vedere, încotro o va lua politica Uniunii Sovietice. De aceea nu putem să ne amestecăm noi în treburile interne, dar am avut o poziție, în primul rând, de consemnare a acestei realități și de căutare a soluțiilor alături de toate celelalte țări, cum anume să urmărim normalizarea situației și inclusiv a relațiilor cu Rusia. În acel moment, România a recunoscut și, adică imediat după acel moment, a recunoscut independența Republicii Moldova. A fost un lucru bun, privind retrospectiv situația? Bineînțeles. Pe cum puteam noi, România, să nu recunoaștem independența Moldovei, care se desprindea din Uniunea Sovietică? Domnule președinte, Germania se unificase cu un an înainte. De ce nu s-a pus problema în acest fel vis-a-vis de România și această bucată? Cine s-o pună? Dumneavoastră, erați președintele României, ales? Nu RFG-ul a înghițit RDG-ul. RDG-ul a aderat la Germania. O atitudine din aceasta de integrare a Moldovei era privită în plan internațional ca o tendință a României de a acapara teritorii străine. Deci trebuia să fim prudenți din acest punct de vedere, să nu ne permitem asemenea chestiuni. Dar nu aveam motive să adoptăm poziție ostilă față de mișcarea moldovenilor care se desprindeau de Imperiul Rus și care proclama independența țării. Și atunci am stabilit relații imediate, deschise, amicale, președintele Znegur la București, eu la Chișinău și dezvoltarea relației pe toate planurile, și politice și economice. Știu că am avut o reuniune internațională, că l-am luat în avion cu mine pe domnul Znegur și am mers la această reuniune. Domnule președinte, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, cum s-a numit ea în timpul URSS, nu? Până la urmă nu era un teritoriu străin vis-a-vis de România, mai ales spun asta în contextul faptului că Parlamentul României, ales, nu, în mai 90, a condamnat pactul Ribbentrop-Molotov. Deci și oficial Moldova, Republica Moldova, nu era tocmai un teritoriu străin. Și atunci... Dar credeți că exista înțelegere pe plan internațional, nu din partea Moscovei? Ce putea să facă România? Cine decât, s-ar fi opus decât să recunoască unor demersuri diplomatice spre măcar o federalizare? Cum? În ce fel?
puteam noi să dictăm modul în care Moldova să... Neapărat, să putea negocia. Cum? Dictat? Cu cine? Nu. Cu cine să negociezi? Deci noi am privit cu atenție și cu deschidere, cu înțelegere, cu prietenie, mișcarea de desprindere a Moldovei de complexul sovietic și de dezvoltare ca entitate de sine stătătoare. Iar problema relațiilor și perspectivei reintegrării este o altă temă, care ține de o altă evoluție, care nu ține numai de București, ci de Chișinău. Domnule președinte, un ultim aspect al discuției noastre apropo de tensiunile din 90 și 91. Regelui Mihai nu i s-a permis mulți ani, destui ani, să intre în România după Revoluția din decembrie 1989. De ce? Trebuie să înțelegeți conjunctura de atunci și inclusiv momentul când regele a venit în țară fără o discuție cu structurile statale și manifestația de simpatie care era susținută de anumite cercuri politice din țară. Să știți că principesa Margareta, dacă îmi permite, susține că pentru prima vizită, cea din 1990, a avut o discuție cu premierul Petre Roman, la care principesa Margareta l-a întrebat direct pe domnul Petre Roman: ușa este deschisă? Și răspunsul a fost da. Prin urmare, au existat discuții cu autorități. Nu numai. Dar a fost întors din drum de pe autostradă, știți? E adevărat, și... au fost momentele acelea, pentru că a fost neînțeleaptă această decizie luată și la sfatul nu știu cui, de a căuta să forțeze nota. Să se întoarcă în țara sa? Da, să se întoarcă în țara sa, pe acea nu era de oricine, ci de fostul șef al statului. Deci a fost neînțeleaptă această măsură. Ultimul pentru... șef al statului legitim înainte de dictatura comunistă. Exact. Dar în contextul de atunci politic, această măsură a fost neînțeleaptă. Noi am făcut deschiderea apoi pentru stabilirea de relații firești. Eu eram la Crans Montana și m-am dus la Versoa în vizită la regele Mihai. În ce an era acest lucru? 92 sau cam așa, imediat după. După ce câștigaseră de două ori alegerile. Da, și ce-i cu asta? Păi cu atât mai mult. Deci aveam și autoritatea morală să o fac. Poate că deci, victoria n-ar fi fost atât de puternică dacă regele Mihai s-ar fi aflat în țară la începutul lui 1990, nu credeți? Ce are una cu alta? V-ați securizat o victorie extraordinar de puternică în 90, domnule președinte. Asta e o stălmăcire, pentru prima oară o aud. Și este, poate nu neapărat legată strict de venirea regelui este și total, celelalte aspecte. Este total nerealistă față de starea de lucruri din țară. Total nerealistă. Dar deci eu... spuneți ca să concluzionăm aici că nu ar fi influențat prezența regelui cumva. Nici vorbă, din contră. Nici vorbă de așa ceva. Dar noi am făcut această deschidere reală. Și am fost personal la Versoa și am stabilit contacte care apoi au căpătat consistență. Domnule președinte, în loc de concluzie, credeți că evoluția României spre un sistem pluralist autentic, cum avem astăzi, spre integrare europeană, cum suntem astăzi, membrii în stat membru în NATO și Uniunea Europeană, s-ar fi putut produce mai rapid și cu mai puține pierderi? Cred că ceea ce s-a petrecut, s-a petrecut în condiții date. E greu să faci aprecieri mai rapid sau mai puțin rapid. Deci asta a fost realitatea politică a acelor ani și în această realitate politică noi am optat pentru așa ceva și am promovat această deschidere a României spre lume. Și a căpătat consistență. Din acest punct de vedere, aveți ceva să vă reproșați? Nu, din contră. Cred că m-am implicat nemijlocit în toate aceste eforturi de a asigura noul statut internațional al României și de a statornici relații deschise cu lumea. Și încă din primul mandat pot să afirm acest lucru. Noi am făcut această deschidere în toate direcțiile. Și apoi am făcut un lucru mai mare în legătură cu integrarea noastră viitoare. Am deschis o mare discuție națională, am realizat o dezbatere națională în legătură cu această chestiune, cu participarea tuturor forțelor politice și nu numai.
inclusiv cercuri academice, intelectualitatea țării, și am elaborat strategia acestei dezvoltări a relațiilor internaționale. Vă aduceți aminte de un moment emoționant, ceva ce v-a rămas în minte din 1990, acest an extraordinar, i-aș spune, al istoriei recente? A fost momentul cel mai dominant, alegerile din mai și campania electorală. Atunci am colindat prin toată țara, am fost în toate județele. Și mi-amintesc un moment, pentru că vreau de un moment. Avusesem un meeting la Pitești, apoi la Slatina și mergeam spre Craiova. De la Slatina spre Craiova treceam prin Balș. Balșul e chiar la șosea. Nu preconizam o oprire la Balș. Ne-au blocat șoseaua, au venit și ne-au luat pe sus cu mașina, ne-au pus pe trotuar și m-a invitat într-un balcon să mă adresez populației. Erați iubite acolo. Asta era starea de... Nu numai acolo. Da. Asta a fost starea de spirit a vremii. Domnule președinte, mulțumim foarte mult!